în conformitate, deci cu prevederea articolului 133, vă invităm din codul administrativ, vă invităm să participați la urmările ședinței ordinare a Consiliului Local cu data de 23 iunie 2021, cu următoarea ordine de zi. Deci primul proiect de hotărâre pe ordinea de zi astăzi se referă la încheierea contractului de asociere cu referire la finanțarea activității de producție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, proiect inițiat de domnul Sava Constantin, pe care l-am făcut noi mai de mult, nu? Că tot pentru anul 2021, că țineți minte că în acest motiv sumele acelea se tot așa, dau cuvântul domnului primar. Subsemnat, în calitate de primar al Comunei Nemiruș, având în vedere raportul numărul 4808 din 11.05.2021, întocmit de doamna Bărbuț Tereza, referent la compartimentul de asistență socială, adresa numărul 53.180 din 6.05.2021 de la DGASPC, Bacău, privind aprobarea contractului de asociere referitoare la finanțarea activității de protecție rezidențială a persoanei cu handicap. Prevederea articolului 3 din hotărârea de guvern 426/2020, privind aprobarea standardelor de forță pentru serviciile sociale, în situația în care, datorită nevoilor specifice și situațiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăsesc nivelul prevăzut de standardul de cost. Consiliul Județean, Consiliul Local ale sectoarelor din Municipiul București și Consiliul Local al Municipiilor, Orașelor și Comunilor alocă sume necesare din veniturile proprii sau alte surse atrase în condițiile legii. Prevederile articolului 129, prevederile articolului 173 din Codul Administrativ, Consiliul Local, respectiv Consiliul Județean, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local și județean, privind serviciile locale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Totodată, potrivit reglementările codului administrativ, Consiliul Local sau Județean, după caz, pot adopta hotărâri privind asociarea cu alte unități administrative teritoriale în vederea promovării unor interese comune. În temeiul articolului 196 alineatul 1 litera din ordonanța de urgență 107/2019 privind codul administrativ, supus pe analiză și după caz spre aprobare Consiliului Local, raportul mai sus menționat. Anexez la prezenta raportul doamnei Bărbuț referent în cadrul comandamentului asistență socială. E vorba de niște sume pe care noi, de fapt, completăm la banii acordat de către Consiliul Județean pentru unele persoane care le avem în centre de persoane cu dezabilitate, 35%. 35% sumă cu care contribuim noi, Consiliul Local. Dar dați-ne așa niște ordine de mărime la sume. Adică aici în documentul. Este 5% pentru comuni, 50% pentru municipii, orașe și din valoarea sumelor. Dar știu că așteptam de mult, nu? Nu. Numai valoarea de 35%, iar fiecare în funcție de veniturile care le are persoana cu dezabilități, să mai participă și de resurse proprii, familia. Da. Da. Diferite cazuri, nu toți au îndeplinit sumele și atunci noi venim în completați sumele. Deci, cine este pentru aprobarea acestui procent de 35%? Împotrivă? Abține? Putem trece mai departe, da? Al doilea proiect pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local în Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Deci o să dau cuvântul domnului Popălaș, pentru că este vorba de drumurile începute, nu? Da, este vorba de proiectul Fondului Europene, proiectul PNAFIR.
Privire la aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare a drumurilor de interes local în comuna Iași. Subsemnatul Vălaș Marius, consilier principal în cadrul compartimentului urbanism, achiziții publice și investiții, cât și responsabil la proiectul modernizare de drumurilor de interes local în comuna Iași, județul Bacău, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile OUG numărul 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificarea economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile HG 206/2015 pentru modificare și completarea normelor metodologice din aplicare a ordonanței numărul 79/2009. Prevederile contractului de finanțare numărul C072, număr foarte lung, din 22.09.2017, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul modernizare drumului de interes local al Comuna Hemești, județul Bacău, încheiat între Agenția pentru Finanțare Investiții Rurale și Primăria Comunii Hemești. Prevederile OG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile, prevederile OG 57/2019 privind contul administrativ cu modificări și completări ulterioare. Propun Consiliul Local să emită hotărârea privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumului de interes local în Comuna Hemești, județul Bacău. Pe scurt, datorită condițiilor meteorologice și datorită unei solicitări din partea firmei care a câștigat licitația, pentru a putea prelungi contractul de finanțare, este nevoie din partea lor de a-și prelungi parte de garanții, din partea noastră de a prelungi scrisoarea de garantare către Fondul Național pentru că asta este solicitarea firmei. Dar în ce stadiu sunt lucrările acum în oraș? 67% terminate. Și s-a făcut un act adițional la contract? Nu s-a făcut. După ce se aprobă asta, după ce primim notificare de la FIP că sunt de acord, după aceea se face actul adițional de prelungire a contractului de execuție. Nu putem să-l facem noi de la noi putere. Noi putere decât cu aprobarea la FIP, dar aprobarea la FIP este doar prin prelungirea scrisorii de garanție. În ce zone sunt derulate lucrările acestea? S-a început de-asta toamnă, nu? Ce început de-asta toamnă, da. Da. Sunt tot în februarie. 5 drumuri. 5? Care sunt acelea? Strada la Fântânele, strada Taylor, două tronsoane, un tronson, izvorul un tronson, strada Codrului, Luminii și pe biserici. Deci sunt în Fântânele o parte și o parte... Două mai sunt în Fântânele de finalizat. Aha. Și trei pe Hemel. Deci este un contract în derulare, să înțelegem. Nu are rost să ne opunem acum, zic eu, să vedem o dată finalizat. Dar are legătură cu incidentele care s-au întâmplat acum, cu ploile, cu... Nu. Nu zona aceasta, nu. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Putem trece mai departe la al treilea punct în ordinea de zi. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul ADIP pentru 2021, adică Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, din care facem cu toți parte, cum am întâlnit Mateu. Dau cuvântul domnului Primasa. Da. După câte vă mai amintiți, am trecut în luna lui noiembrie, am aprobat într-o ședință extraordinară valorile și devizul actualizat al POIM-ului. În funcție de acest deviz, de valoarea acestui deviz, trebuie să venim cu pătăparte către ADIP. Comuna noastră se încadrează între 6 și 8 milioane de euro, parcă aici pe tabelul ăsta. Suma care ne devine este de 15.000 de euro. Deci, raportul deferatul de aprobare sună cam așa. Pe adresa înregistrată la primăria Iași, numărul 3696 din 9-4-2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ADIF, a solicitat aprobarea cotizației anuale pe, la patrimoniul Asociației Motivat
Mă scuzați, numai un pic, că mă sună doamna de la CRAB. Prevederile ordonanței de urgență 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitară ADIP, după cum urmează, conform anexii 1 la hotărârea AGA, ADIP din 2, în numărul 2 din 26/3/2021, în cuantum de 15.000 lei. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog doamnelor și domnilor, consilier să-l aprobați în forma prezentă. Noi trebuie să venim cu cotizații în funcție de valoarea investiției către asociația de dezvoltare. Da, dar să înțelegem că banii nu-i dăm noi, îi dă ADIP-ul, deci nu finanță altceva decât suma asta. Deocamdată avem și anumite cofinanțare. Finanțare aprobată în demizul general. Dar asta e pentru ADIP, deci bani pentru asociație. Ca să funcționeze. Susținerea asociației. Da, ca să funcționeze, cheltuielile asociației. Intervenții? Doriți să spuneți ceva? Atunci putem să spunem la vot. Avem cine este pentru cei 15.000 de lei cotizație. Cine este împotrivă? Abține? Da, dar ar trebui, după ce le dăm bani, să-i întrebăm și ce fac. Să-i întrebăm în ce stadiu. Sunt lucrările noastre? Să urmărim, să vedem. Știu, deci eu am urmărit lucrarea. Știu, la un moment dat, când s-a semnat la Ministerul Dezvoltării și Fondurile Europene. Deci trebuie văzut. S-a depășit stadiul de licitație. Când intrăm și noi, acolo au fost 3 sau chiar 5 firme care au făcut proiectarea. Deci a fost un volum foarte mare de muncă și posibil că și la execuție va fi împărțită în loturi sau cum se face o licitație, tronsoane, și ar trebui să urmărim așa cumva și investițiile astea. Îmi pare rău că domnul de la investiția a plecat, dar trebuie să-i mai trimitem adrese, în ce stadiu este. Păi adresele bănuiesc că sunt publice, licitațiile sunt publice. Deocamdată n-am văzut pe site la scos către achiziții publice prea multe tronsoane. Sunt 41 de comuni. 41 de OAT-uri. 41 de OAT-uri. În 3 ani vă gândiți cam ce forță de muncă ar trebui pentru județul Bacău? Mă întreb, nu știu. Putem trece mai departe. Punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea și susținerea financiară a proiectului Școala de Vară în comuna Timiuș. Acesta este proiectul cu SOS, nu? Un proiect în colaborare, în colaborare cu... Da. Dau cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea solicitării de finanțare a proiectului SOS Școală de Vară Hemeuș. Primarul Comunii Hemeuș, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 3990-27-5-2021 din partea SOS Statele Copiilor din Comuna Hemeuș, prin care se solicită sprijin financiar pentru proiectul Școală de Vară Hemeuș. Prevederile articolului 129 alineatul 2 litera D și litera E, alineatul 7 litera A, litera B, alineatul 9 din ordonanța 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. În termenul prevederilor articolului 196 alineatul 1 din ordonanța 57, aceeași ordonanță, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se propune aprobarea finanțării și implementării proiectului Școală de Vară Hemeuș, județul Bacău. Proiectul în valoare de 25.820 lei va fi suportat integral din bugetul local al comunei. Articolul 2. Se propune aprobarea acordului de parteneriat între OAT Hemeuș și SOS Statele Copiilor în România, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Autoritatea executivă la nivelul Comunii Hemeuș, județul Bacău, se va îngriji de punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. Aici avem și raportul și adresa din partea SOS cu parteneriatul și cu tot...
Și aveți o listă cu copiii care sunt înscriși? Da. Deci un număr de 20 de copii. Da, deocamdată. Pot dumneavoastră să asigure școală de vară pentru ei, da. S-au oferit, nu? Cu tot felul de activități care vor fi desfășurate, probabil materialele care le-ați primit, să le-a studiat, sunt trecute aici, toate cheltuielile, toate cei 20 de copii. Și copiii sunt din Hemeiuș, doamna Dobianță, sunt ai noștri de aici? Copii din Comuna Hemeiuș. Da, sunt din Comuna Hemeiuș. Ceea ce știu eu este că sunt și cadre didactice care s-au implicat sau se vor implica în această școală de vară, la diferite activități. De exemplu, se va face un club de teatru la care participă doamna profesor de franceză, de sport, am avut doar de sport, adică sunt și cadre care se implică. Pe ce perioadă o să fie? La 1 iulie până la 39. La punctul 8 aici, dacă îmi permiteți, litera A, metodologia stabilită corespunde obiectivelor și cerințelor grupului țintă. S-a ales o abordare de tip educațional interactivă, participație fiind implicați activ în activitățile propuse, luându-se în calcul competențele fiecăruia, aptitudine și interesele, vârsta fizică, precum și nivelul școlar la care se situează. Metodologia de selectare a copiilor participanți la SOS, Școala de Vară Hemeiuș, se va face în funcție de recomandările școlilor gimnaziale de pe raza Comunii Hemeiuș, respectiv Școala Gimnazială Ion Simineescu, Lidieci, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău și Școala clasele 1-4, 1-8, Grigore Tăbăcaru, Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, de Zubacău. Cei 20 copii, fiind incluși în proiect, vor fi elevi ai acestor instituții de învățământ, fie în ciclu primar, clasele 1-4, fie în cel gimnazial 5-8. Elevii căror părinți au un loc de muncă stabil, fiind plecați de la domiciliu în cursul zilei. Motiv pentru care acești copii rămân nesupravegheați acasă sau limitați în ceea ce privește activitățile cu caracter socio-educațional. Grupul țintă va fi selectat în baza unor invitații transmise de către instituțiile de învățământ menționate anterior, în vederea solicitării sprijinului necesar identificat posibilor participanți. Ăsta unul din punct. Da. Dar nu sunt, ei sunt în stare să asigure școală pentru două, adică au locația, așa, au 20 de copii. Da, au spații, au spații, dar nu duc lipsă. Așa. Și noi intrăm în parteneriat cu finanțarea. Da. Finanțarea referitoare la masă, nu pămnesc la partea asta. La masă și la alte cheltuieli, restul se va asigura de către personal calificat și voluntar. Da. Pe justificarea cheltuielilor făcute, nu se face. E făcut o socoteală, dar trebuie să încercăm și noi. 2 luni, 25.000, înseamnă 12.500 pe lună, ori dacă împărțim la 20 de copii, am 600 pe copil. Ei vor veni cu documente justificative. Pe lună. Fiecare. Cum vin și acum pentru centru de zi. Noi la fel le acordăm, după cum știți, fiecare an le aprobăm în Consiliul Local. O sumă pe masă. Da, dumnealor ne aduc de fiecare dată justificări pentru cheltuielile făcute. Vor mai organiza și excursii, am înțeles. Da. Și țâncă. E trecut tot aici, acum ce se va face în acest patru. Deci, votăm pentru, abțineri, împotrivă, 20 de copii își vor petrece în vacanța activ. Da, da, dar un mult total mai interes aici, ce ați aici. Ultimul punct, de fapt nu ultimul, oficial aici pe ordinea de zi, proiect de hotărâre, punctul 5, privind stabilirea taxelor de pășunat pentru anul 2021. Și am văzut aici domnul viceprimar a întocmit raportul de specialitate. Domnul viceprimar, domnul deșert, iar. La, de acolo la timpul. Deci, ca fiecare an, Consiliul Local trebuie să aprobe taxele de pășunat. Deci, pentru bovine, cavaline, adulte, bovine, cavaline tineret, bovine și caprine. Deci, în raportul făcut de către mine, către domnul primar și la administrația voastră, rog să spuneți pe aprobare Consiliul Local taxa de pășunat pentru anul 2021. Deci, să o păstrăm la nivelul taxei de pășunat care a fost pe anul 2020, da? După cum urmează.
bovine și cabaline adulte 50 de lei, bovine și cabaline tineret 25 de lei, bovine și caprine 10 lei. Având în vedere faptul că o parte din islat este concesionată de crescători de animale, am rămas pe islat acumulat un număr de cam 25 de bovine, cabaline și bovine și cabaline tinere. Deci bovinele și caprinele sunt la stânele unde a fost islatul concesionat. Cer să vă... Da. Deci pentru animale care pot fi găsite pe pășune, fără ca proprietarul acestuia să dețină contract de pășunat, taxele vor fi următoare. Bovine și cabaline adulte 150 de lei, bovine și cabaline tinere 75 de lei și bovine și caprine 30 de lei. Adică cei care n-au plătit... Da, care nu plătesc, da, sunt găsite animalele pe pășune acum. Da. Ca un fel de amendă. Da. Iar din capă, nu? Cum? Perducată. Da. Cei care nu au cumpărat. Nu e normal ca fiecare care se interesează de animalul pe care îl vor. Intervenții? Dorește cineva să spună ceva? A scăzut șepierul la nivelul comunii, 25 am văzut la mai mult. Asta este. Pentru vine, dacă dintre cunoștințele dumneavoastră, dintre locuitori comunii, sunt de acord să facă vaccinul, la ora 9:30 avem o caravană care va veni aici la Academia Cultural și noi am pus în anunț, ne-am mai informat cu biserică, la Facebook, cu toate... Cei care nu au făcut. De la 9:30. Cei care nu au făcut. Cei care nu au făcut. Și cu ce vaccin să faci? Pfizer. 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 Oh. Mi-ai dat cu Pfizer sau cu Johnson? Numai Pfizer, am înțeles. Vedem la fața locului. Anunțul a fost că să găsim un număr de minim și l-am găsit. Am confirmat ieri. Așteptăm să... Dar haideți să supunem la vot taxele de pășunat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate s-a votat și punctul 5 de ordine de zi. La diverse. Dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Deci, domnul primar a precizat caravana de vaccinare de vine, de la 9:30 de aici, de la locație. Mai sunt alte probleme. Acum, cu inundațiile acestea, nu s-a întâmplat nimic? Avem niște probleme. Nu greu de rezolvat. Aveam în plan așa să mai facem o intervenție de balastări și de îndreptarea drumurilor cu utilajele, dar ne obligă acum ploaia. Un lucru care nu știți dumneavoastră, să spun și noi, nu avem niciun leu aportat pe drumuri. De la Consiliul Județean. De la Consiliul Județean. Efortul va fi tot din partea bugetului local. În anii de urmă ne mai dădeau 40-50 de mii, iar au plăcut. O să intervenim. Au fost niște cazuri la fântânele unde n-aveau podețele desfundate, de fapt, de la alte cine au venit. Aici a mai fost problema de pădure? Nu. A mai fost aici o mică problemă la locuința unui bătrân care nu mai locuiește decedat anul trecut și nu au avut ce să-i curățe șanturile și ne-am ocupat, am decolmatat, am făcut, am dat la apă, la scurge de apă. În rest, mari probleme nu avem față de alte comuni. Rugămintea și mesajul care trebuie transmis și ar vrea să înțeleagă toți locuitorii, să țină cont de ordonanța 21, prin care fiecare cetățean este obligat să-și curețe șanțul și tuburile de podețele, frigorile și podețele din fața proprietății. Să nu aștepte numai la Consiliul Local sau la primărie, pentru că nici noi nu avem tot cu voluntari intervenim în asemenea situații. Hai să înlocuiți de unde nu stă nimeni și e vorba de iarbă, că sunt mare. Am mai luat măsuri, o să găsim și acei proprietari, că sunt niște proprietari care totuși au locuințele alea în proprietatea dumnealor. O să vină după un certificat fiscal, când o fi să le vândă, că sunt bunuri obținute, eu știu, moștenit. Cumpărat, nu știu, nu e problema dumnealor,
Faptul că unii poate plecați din țară, alții locuiesc aici, noi ne-am făcut datoria prin poliția locală, prin domnul viceprimar, să-i informăm, să-i atenționăm, să-i avertizăm. În general, n-au fost probleme mari, n-am avut așa mari probleme. Dacă lucrurile vor merge în direcția în care îi dorim, în următorii ani poate vom reuși să asfaltăm și tronsoanele de drumuri care mai sunt în pantă, unde avem probleme. Proiecte care se află deja la licitații la Compania Națională de Investiții și să sperăm că din punctul ăsta de vedere ne va fi mai bine. Dar, repet, nu depinde numai de noi. Forța naturii este uriașă. La o ploaie, 40, 50, 60 litri într-un termen, un interval de timp foarte scurt, indiferent de șanțuri, trebuie să avem și noi grijă să ne deblocăm căile de scurgere a apei. Pentru tronsonul ăsta de DJ aici, care e drumul județean, varianta, nu există competență la cei de la drumul județean, să vină să mai decolmateze rigolele, șanțurile, la vin, fac? Cu 2 ani și-au decolmatat, supraveseare și atât. Fără rigoli, fără pantă de scurgere, fără. Trebuie să-i mai atenționăm, că niște adrese înseamnă. Am făcut adresa, mi-am dat legătură, mai zi, dar noi avem vechi probleme aici, probleme cunoscute. Apa care noi am dirijat-o de la Tergherii, ne ies în drumul județean. Păi asta zic, că toate până la urmă colectările astea vin în drumul județean, care drumul județean se înfundă, că am văzut eu cum sunt date. Faptul că acolo, la fel, sunt proprietăți, nu sunt proprietăți, sunt proprietăți, toate terenurile au proprietate, dar unele terenuri au construcții cu case, altele terenuri agricole. La fel ca și la construcțiile de care aminteam mai devreme, proprietarii nu sunt în zonă sau au vândut terenul și nu mai găsesc proprietarul care trebuie să-și facă șanță la tablaua de porumb sau de luția, de chiar. Și dacă șanțurile astea la drumul județean sunt la proprietari? Sunt în zona de siguranță, de asta noi am insistat și ne dorim o colaborare cu cei de la drum. Să ajungem la un numitor comun, măcar să ne dea o pantă, să ne asigure diferența de nivel să fie calculată cumva, că dedesubt sunt foarte multe cabluri, fibre optică, conductii și nu ai ce să cauți tu dacă te duci să intervin chiar ca și proprietar și ai dat cu sapa, cu târnacopul și ai rupt o conductă sau un cablu, te întreabă ce ai căutat acolo sau se poate întâmpla un accident. De-aia am cerut să facem chestia asta cumva autorizată și cu adusă la cunoștință tuturor celor implicați, dar e mai greu de colaborat. Poate o să reușim de data asta, că am mai purtat niște discuții cu domnul președinte, să vedem, poate ajungem la un numitor comun, mai ales că va trebui să preluăm amplasamentul de la ieșire din Hemeioș până la drumul Fântânele pentru pe partea dreaptă și pe partea stângă pentru canalizare. Cu cât avem aprobare, suntem pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții cu canalizarea pe cei 7 km. Și atunci trebuie să găsim o înțelegere de data asta și cu canalizarea și cu trotuarele și să putem face ceva. Că așa numai să ne războim în documente, nu rezolvăm nimic. Toți avem de pierdut la chestia asta. Sper să găsim o înțelegere și să rezolvăm problema. Am făcut adrese, aștept răspunsul. La... Dorește cineva să se înscrie la diverse? Sau declară închisă ședința de astăzi? Dacă nu mai sunt alte probleme, declară închisă ședința de astăzi. Ședința 1.